Eli, Eli, Lama Sabachthani, în configurația de stil, în concordanță cu ce se pregătește pentru marile izlav, pentru marile forțe politice interne și externe, în desfășurarea și colaborarea mondială, noi românii, frații de peste Prut, vă iubim în concordanță cu raporturile voastre și vă așteptăm în România noastră mult încercată la această iubire confețățească, la masa noastră rotundă, la acest salam desăvârșit care trăiește în concordanță românul celui de masă, prin care cu toții vom ajunge să ne cunoaștem capodoperele și ideologiile în funcție de ce se pregătește pe plan intern și extern. Noi suntem frați ai islamului, iubim frăția, iubim concetățenia celor care sunt în concordanță cu raporturile sociale și cu cele care aduc în țara românească egalitatea către o fraternitate constrânsă între marele nostru iubitor al Coranului, Allah. Noi vă reprezentăm și vă integrăm în marea noastră țară primitoare, belșugată, în configurația de libertate a stilului românesc, pentru tot ce vă reprezintă și caracterizează. Vă dăm autoritatea să primiți cu mâini călduroase țara noastră românească, a paharului românesc, care este vinul nostru moldovenesc, și acest salam săsesc care aduce poporului dumneavoastră integrarea de 30 de ani în cofrețăie, în libertate și egalitate, pentru ceea ce vă reprezintă și caracterizează. Noi suntem oameni ai cooperativității și independenței, un popor liber al integrării și al colaborării interne și externe ale societății, prin tot ce reprezintă politica, religia și sistemele de colaborare. Vă iubim, vă înțelegem, dar nu putem să vă acceptăm în concordanța stilului de reproducere prin faptul că noi suntem un popor integral, un popor liber, un popor care își iubește datoriile în libertatea la masa celor confrățești, în libertatea religiilor, ca oricine este un bun cetățean, care este un bun planic a acestei țări, plină de oaza verdeții și de responsabilitatea iubirii pentru cei care vă primim și vă aducem în conacord libertatea să vă integrați, vă înțelegem pentru ceea ce vă reprezintă poporul și istoria dumneavoastră islamică, ca popor din sămânța roabei Agar, din sămânța lui Avram, prin care așteptăm marele liberator. Astăzi, în ceea ce vine în viitorul dumneavoastră, în ceea ce vă reprezintă caracterul și stilul, politica și religia, sistemul de ideologie și de religie, prin tot ce vă caracterizează, trăiască puterea, trăiască cei care iubesc confrețăirea, libertatea, care iubesc integrarea, care iubesc la masa rotundă religia celor care aduc puterea de înțelegere. Noi suntem de cu voi, noi vă înțelegem, noi vă dăm. Noi vă dăm ce ne-a dat și nouă și voi prin voi, tuturor popoarelor, libertatea să vă integrați în acest popor, care este un popor al înțelegerii, al mesei rotunde, al patriotismului, al libertății, al comunicării și al integrării în toate sistemele de politică, religie și economie. Vă vom da în acord cu ceea ce vă caracterizează ca popor plin de integritate, plin de istorie, plin de absolut, în care religia v-a adus la o putere de rang în marele desăvârșit islam, eu astăzi, în numele marelui meu stăpân, vă oferim în țara noastră, în raport cu ceea ce vă caracterizează, acest ideal, idealului marelui salam, care vă confrețuim să vă punem la masa noastră prin această bucată solemnă în care de milenii popoarele au tras de ea.
Trăiască islamul, trăiască poporul arabesc, trăiască România, confrați și concetățeni, în colaborare de două decenii cu acest popor care a adus în istoria lor idealul și ideologia de conprețuire pe plan intern și extern, în colaborarea Constituției de Ridicare pe plan politic. Vă mulțumim, vă iubim, cu toții suntem în conacord. Să veniți în ceea ce vă caracterizează și reprezintă, să veniți să aduceți în noi și pentru voi istoria de legătură, în legătură cu frații noștri. Noi suntem ceea ce sunteți, noi vă iubim ceea ce iubiți, noi trăim prin ceea ce trăiți, noi suntem ceea ce dumneavoastră, mari demnitari, mari oameni, în marea colaborare, în tot ce vă caracterizează, suntem să vă aducem o mare descoperire. Astăzi islamul în pericol de moarte, astăzi islamul va fi condus de marele puteri, marele domn, în marea progresie și moschee, va fi dărâmat în următorii ani. Se va ridica templul Solomon, acel templu în care marele prinț, eliberatorul Mesii, va veni și va aduce egalitatea între popoare. Să vină prințul Selamului, să vină prințul ideologiei, să vină prințul deschiderii către ce? Libertate, egalitate și fraternitate. Vă iubim!